de dimineață, te ajută să scapi de greață și îți crește mult. Bună dimineața, oameni buni, bine ne-am regăsit la cafeaua de dimineață, după pauză, ca să spun așa, obligatorie. Astăzi am revenit și vrem, nu vrem, nu putem să ignorăm ce se întâmplă în jurul nostru, pornind de la criza sanitară datorată pandemiei de COVID, la criza politică care există încă la nivel național, la problemele pe care le au oamenii în privința, sau se așteaptă să le aibă tot mai mari în privința facturilor la energie, și la faptul că primăriile din județ, inclusiv Consiliul Județean, au primit niște bani și aș vrea să discutăm și despre acest subiect, pentru că sunt extrem de multe lor de poziții în acest subiect. Invitatul nostru de astăzi nu se putea altfel, pentru că prin pozițiile pe care le ocupă este implicat în toate aceste lucruri, este prefectul George Lazăr. Bună dimineața, bine ați venit la Cătării. Bună dimineața, domnul Vali. Eu îmi cer scuze că am început un pic mai târziu, dar ca de obicei lunea mai sunt din când în când și probleme tehnice. Domnul prefect, haideți să începem, că avem multe de discutat. Haideți să începem cu partea de sănătate. Ce se preconizează? Pentru că e clar că avem cifre în continuă creștere. Nu mai e ca de obicei că în weekend nu avem așa de mulți anunțați ca infectați, sau cifrele sunt mari. Și probabil că vor crește, pentru că nu mai există nici foarte mare capacitate în spitale de a primi pacienți. Din câte am înțeles, și la Bisericani este plin. Da, în toate spitalele e plin. Care sunt, știu eu, direcțiile pe care se va merge în continuare? Și mă refer aici și la școli și la restul activităților. Avem două, trei variante care se tot vehiculează, mă rog, propuse, inclusiv aceea de lockdown, de închidere a unor activități. Perspectiva la momentul ăsta, ca să începem cu datele pe care le avem la dispoziție de peste weekend, urmează să avem și datele de astăzi, situația e clar că merge într-o direcție în care numărul celor îmbolnăviți este în creștere. Suntem la o cotă de 4,12 județul Neamț la 1000 de locuitori în ultimele 14 zile și avem o serie de localități: Pângărați 9,67, municipiul Piatra Neamț 8,29, Dobreni 8,23, Girov 6,69, Bodești 6,58, Fărcașa 6,52 și Dumbrava Roșie la 6,34. Urmând în clasament de crescători celelalte localități. În mod clar, acest val 4 al pandemiei este un val care a trecut în tot ceea ce înseamnă gradul de îmbolnăviri, dar și agresivitatea bolii de celelalte trei praguri care le-am avut până acum de la debutul pandemiei, începutului 2020 în România. Deci ne aflăm la acest val al patrulea, care în mod clar lucrurile nu arată foarte bine. Mergând mai departe, suntem astăzi la nivelul județului Neamț cu Spitalul Județean, cu Spitalul Municipal de Urgență Roma, Spitalul Târgu Neamț și Spitalul de Pneumo de la Bisericani. Cu toate aceste patru locații suntem la capacitate full, ca să zic, în tot ceea ce înseamnă terapie intensivă, dar și în ceea ce înseamnă gurile de oxigen disponibile pentru pacienți. Toate cele patru spitale au făcut și fac în continuare eforturi pentru a-și mări capacitatea surselor de oxigen, pentru a-și mări capacitatea de a primi bolnavi și a-i trata de COVID. Totodată suntem în legătură și cu celelalte județe, în principal cu municipiul Iași, acolo unde avem spitale din nou, care partii nemțeni au ajuns și acolo cu adresabilitate în stare gravă.
Lucrurile nu arată bine, nici din punct de vedere al manifestării virusului în mediul școlar, în mediul preuniversitar din județul Neamț, pentru că sunt foarte multe școli în care avem atât copii pe de o parte, cât și cadre profesorale pe de altă parte, infectate cu noul SARS-CoV-2. Aici suntem la momentul ăsta cu, cred că, o singură împângăraz, dacă nu mă înșel. Cu o singură, nu împângărați, în altă localitate, cu două corpuri de școală care sunt cu activitate suspendată pe 14 zile. A fost dată în CJSU de vineri, în Comitetul Județean de Situații de Urgență. Cealaltă școli de pe raza județului Neamț funcționează în formă de învățământ fizic, cu particularități la câteva clase care funcționează în regim online datorită îmbolnăvirilor din copiilor din acele clase, dar în rest școala funcționează, iar totodată este la capacitatea și la dimensiunea celor care sunt în Consiliul de Administrație, a directorului la școală, în cazuri deosebite, să poată să ia această hotărâre de a suspenda cursurile pentru perioada de timp și să intre în forma de învățământ hibrid sau online. Aici aș vrea să insistăm un pic, pentru că știți cum e în momentul în care dai directorului posibilitatea de a decide, o are el cu adevărat în momentul acesta? O propune. Deci doar o poate propune. La momentul ăsta, la acest moment la care discutăm, Consiliul de Administrație, respectiv managerul, directorul, poate propune. Poate propune. Sigur, consultarea trebuie să vină într-un format și cu inspectoratul școlar județean, iar după aia, ulterior, să ajungă și la noi, Comitetul Județean de Situații de Urgență, cu suspendarea cursurilor în format fizic la respectiva unitate de școlarizare, pentru a lua împreună și cu Direcția Sănătate Publică și cu inspectoratul școlar județean cele mai bune decizii. Da, de asta spun, pentru că sunt foarte mulți care sunt bulversați în momentul acesta. Au înțeles că directorii pot să hotărască direct. Pot să propună la momentul ăsta. Pot să propună. Da. Deci cam așa e. Bun. Noi insistăm la momentul ăsta. Am avut și ieri, în cursul zilei de ieri, chiar dacă a fost duminică, consultări cu domnul inspector general Obreja și cu... Mă scuzați, dar o închid acum, că am greșit eu undeva. Am apăsat pe un buton greșit. Am avut și consultări și ieri cu domnul inspector general Obreja și cu domnul Firăsărău de la DSP și dorința pe care o manifestăm în continuare este aceea de a avea școala în format fizic, doar acolo unde sunt probleme, în mod deosebit să luăm decizii în cel mai scurt timp, când vom fi sesizați, ca să zic așa, de a merge pe varianta cursurilor online. La acest moment, oricum, circulă în aer nu neapărat doar coronavirusul, sunt și multe alte forme gripa, de gripă, de răceală, cu care ne confruntăm și noi cei mai în vârstă, ca să zic așa, care nu mai suntem la școală, cât și elevii. Da, problema este că acolo sunt comunități, da, grupate foarte, foarte bine și nu știi. Plus că procesul de învățământ, oricine spune că se poate desfășura acum în format fizic, nu știe exact ce se întâmplă în școli. Pentru că majoritatea claselor, deci marea majoritate a claselor, funcționează hibrid. Adică o parte acasă, o parte la școală. Da, e o formulă în care să funcționeze. Este cumplit de greu, chiar și pentru cei mai aplicați dintre profesori, să poți într-o oră să acorzi atenție celor două categorii, pentru că cei de acasă au nevoie de condiții speciale ca să vadă despre ce este vorba la lecție. De aceea spun că poate ar trebui gândit un pic și acolo unde clasele sunt foarte multe în acest sistem, să se gândească dacă nu e mai bine să lucreze în sistemul online. Întotdeauna și cei de la Inspectoratul Școlar Județean și Ministrul Învățământului, domnul Sorin Câmpeanu, dar și foarte mulți profesori care am stat de vorbă în decursul anului 2020-2021, când a fost și acea nebunie în 2020, când s-a învățat o bună parte doar online, cu vacanțe foarte mari. Ideea de bază e, dacă vrem să avem o generație sau copiii de astăzi să fie bine pregătiți, să acumuleze informația necesară de la școală, să fie bine educați, e nevoie de, și cea mai bună formă de învățământ, e învățământul în format fizic.
în mod clar și fără echivoc. Doar în cazuri, adică și acum mergem doar în cazuri deosebite, acolo unde unitățile de învățământ ridică probleme deosebite, să mergem într-un format hibrid sau într-un format doar online. Adică, din punct de vedere educațional, în mod cert, învățământul în format fizic este cea mai bună variantă. Așa este. Deci, asta nu trebuie. Deci, eu știu că așa este. Problema este dacă în momentul acesta se poate face învățământ în condițiile în care e greu hibrid să predai și trebuie să ne gândim poate și la viitor să mai avem cine să predea în perioada la acest moment în sistemul educațional, cel puțin nemțean, nu avem probleme ridicate în mod deosebit sau probleme majore care să ne conducă la ideea că trebuie să trecem într-o perspectivă imediată cu cât mai multe unități școlare în învățământ online. Deci nu avem o astfel de problemă atât de gravă, dacă vreți. Am înțeles. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu sunt probleme așa de grave. Când se va pune, de exemplu, la ce procent se va pune problema aceasta? Noi, pe legislația actuală, nu avem un grad în care să închidem școlile neapărat o cifră, ci mergem după ceea ce avem zilnic și săptămânal informație din fiecare unitate școlară cu privire la numărul persoanelor infectate pe clase și respectiv unitate școlară. În funcție de numărul celor infectați, că sunt profesori sau elevi după caz, atunci intervenim, să spun, și intrăm pe cursuri online în funcție de incidența din acea școală. Deci, ca să recapitulăm, directorul poate, Consiliul de Administrație, directorul, mă rog, da, pot propune. Sigur că da. Pot propune. Propunerea ajunge la inspectorat. Inspectoratul discută cu DSP-ul sau și ajunge și după aceea la dumneavoastră. Da. Sigur că da. Deci ca să fie lucrurile foarte clare cum funcționează acest. Bun, și aici ai nevoie și de predictibilitate, pentru că nu poți să vii să anunți de pe o zi pe alta, azi închizi, mâine deschizi. Adică tocmai de asta noi de obicei vinerea, atunci când situația o impune, intrăm cu hotărâre de Comitet Județean de Situații de Urgență ca să dăm scenariile pentru următoarea săptămână pentru unitățile de învățământ din neamț, ca să existe predictibilitate. Nu poți să-i spui părintelui luni dimineață, știi, nu se mai ducea copilul la școală, că s-a luat o hotărâre peste noapte. Nu se poate așa ceva. Încurcăm și managementul educațional, dar încurcăm și programul și activitatea părinților, până la urmă. Tocmai de asta e nevoie de predictibilitate, ca fiecare să știe cum funcționează școala unde îi aparține elevul, copilul, pe un scenariu de o săptămână. Ok. Ca așa vă dați seama, dacă fiecare ar avea autonomie, o să ne trezim cu în același oraș, dacă veți, în Piatra Neamț, în funcție de mentalitatea fiecăruia sau de cum vede lucrurile fiecare, eu știu, domn sau doamnă director, cu o școală închisă și altă școală la 500 de metri de departare e deschisă. Acolo tot e bine, în partea altă închisă. Adică nu. Da, de asta am zis fie că un concept unitar. Păi, de asta am zis că acea hotărâre luată de ministrul învățământului să trimită decizia, mă rog, inițială, la nivelul școlii. Decizia este la școală, dar intră și în consultare cu ISJ-ul și cu Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, așa mi se pare normal. Am înțeles. Bun, deci cam asta e situația cu privire la școli, la sănătate. Cum sunteți informat, cum stăm cu... Eu am văzut tot felul de, hai să le spunem, materiale publicate de cei de la spital cu privire la stocuri, la ce e. Care e situația reală la nivel de medicamente specifice pentru COVID? Săptămâna trecută, în cursul zilei, cred că de miercuri sau de joi, am avut o întâlnire cu Direcția Sănătate Publică și cu managerii tuturor spitalelor din județul Neamț la acest punct cu privire la dotarea cu materiale sanitare plus medicamentația aferentă COVID-ului. Niciunul din managerii spitalelor din Neamț nu a ridicat vreo problemă sau să indice că are vreo lipsă. Deci toți au spus că au ce le trebuie. Inclusiv medicamente. Da. Da. Asta ar trebui să fie o veste bună dacă lucrurile sunt deci, și reale. Deci, județean Piatra Neamț, Roman, Târgu Neamț și Biserica, în cele patru spitale care
pe care avem adresabilitate de pacienți COVID, nu a reclamat niciun director de spital, niciun manager, că ar avea lipsă de stocuri de medicamente cu specifice pentru combaterea coronavirusului. Deci asta ar trebui să, repet, ar trebui să fie o veste bună. E o veste bună. Dacă lucrurile stau într-adevăr așa. Dacă au exprimat păreri corecte și reale. Nu văd de ce ar fi să fi prezentat lucruri nereale, atâta timp cât prin Ministerul Sănătății și prin alte forme putem ajuta. Adică nu văd de ce un manager ar fi dat informații incorrecte, nu cred că există această probabilitate. Partea mai puțin plăcută sau mai puțin bună a lucrurilor e că la terapie intensivă suntem la capacitate full. Din păcate, marea majoritate care ajung la terapie intensivă, din pacienții care ajung la terapie intensivă, foarte puțin mai revin de la terapie intensivă spre tratament, marea majoritate nu mai revin și asta e o tragedie. Gurile de oxigen aferente cu concentrație de minim 5 care trebuie să fie pentru bolnavii COVID. Și aici avem probleme. Spitalul Județean Neamț, așa cum este el construit, așa cum are sistematizarea făcută, dacă vreți, nu permite mai mult de 165, cred că, de guri de oxigen. Spitalul Bisericani permite și el vreo 60 și ceva de surse de oxigen. Spitalul Târgu Neamț, cred că în jur de 60 de guri de oxigen și Spitalul Roman un total tot de vreo de aproximativ 150 de guri de oxigen, urmând ca la Roman să ajungă o firmă care să, în cursul acestei săptămâni, care să intervină din punct de vedere tehnic să suplimenteze capacitatea de oxigen. Avem dispoziții clare că de la Comandantul Acțiunii de la Raed Arafat către tot ceea ce înseamnă departamentele Inspectoratul Județean de Situații de Urgență ca din 3 în 3 ore să se meargă în fiecare centru de terapie intensivă de la fiecare spital din județul Neamț și, bineînțeles, la nivel de țară, restul colegilor, pentru a verifica gradul de încărcare cu oxigen a respectivelor saloane pentru a preveni alte tragedii pe viitor. Deci, medicamente. Avem, nu avem guri de oxigen? Nu avem guri de oxigen suficiente pentru cazuistica care avem la momentul ați ăsta. Ați fost anunțat cumva în legătură cu spitalul de la Lescan, se alocă un număr de locuri și pentru Neamț? Nu am fost anunțat de așa ceva, dar din ce am văzut în presa națională și din discuțiile pe care le-am avut în cursul zilei de sâmbătă în sistem videoconferență cu premierul României, dar pe partea tehnică cu Raed Arafat, înțeleg că deschiderea spitalului Lescani urmează probabil în cursul acestei săptămâni, se fac ultimele eforturi din punct de vedere tehnic pentru redeschidere, dar înțeleg că se redeschid undeva cu 6-4 de terapie intensivă din datele pe care ne-au fost nouă prezentate în videoconferință. Înțeleg că există și niște controverse între precizările pe care le-a făcut șeful DSP Iași, domnul Cepoi, și există discrepanțe între precizările făcute de domnul Cepoi și situația reală prezentată de cei de la ISU, pentru că cei de la ISU au Spitalul Lescani în conservare la Iași. Bine să se deschidă, să fie capacitate, să fie și asistenți și doctori care să lucreze pe Spitalul de la Lescani, pentru că degrevează în mod clar celelalte spitale din Iași, dar și spitale din Neamț. Cu doar șase locuri de terapie intensivă când se va deschide. E bine că se deschid și cele șase, dar în comparativ cu ce s-a anunțat la Spitalul Lescan, că au 200 și ceva de locuri, dintre care cred că aproximativ 48. 100 erau anunțate pentru terapie intensivă. Nu, păi aici vreau să ajung 200 și ceva de locuri în total și că aproximativ jumate dintre ele să fie de terapie intensivă. Părerea mea că investiția respectivă din nou arată că a fost o investiție cel puțin greșită. Bun, eu nu vorbesc despre idee, ci de finalizarea ei și în momentul acesta... Păi știți cum e, degeaba ne dorim o mașină foarte frumoasă, o aducem în fața scării, dar nu avem ce face cu ea, că nu ne suim în ea, că nu știm să o conducem. Despre asta e vorba, adică s-au alocat bani către Spitalul Lescan ca idee, sigur pare o idee bună, domnule, în contextul COVID, doar că noi în aproximativ un an și ceva de când a fost anunțat spitalul, până s-a deschis, după aia s-a închis, ne-am avut cazat 6 pacienți la Lescani
Și au fost acei pacienți care au plecat după 14 noiembrie, tragedia de anul trecut, și au fost transferați la Lescan, la Iași. În rest, spitalul de la Lescan nu a deservit niciun nemțean până la acest moment, cu mai mult de atât, el fiind mare parte închis, intrat în conservare și acum se vrea redeschiderea, dar doar cu 6 paturi de ATI, pentru că din punct de vedere tehnic nu duce mai mult. Asta am înțeles eu din ceea ce au prezentat cei de la ISU în videoconferința de sâmbătă. Și se lucrează ca pe parcurs de la cele 6 paturi să fie mărită capacitatea la 48, dar cu eforturi tehnice deosebite. Deci pare așa un fel de poveste de groază pe bani publici. E o poveste de groază și ce pe nu bani înțeleg publici. Eu... Cu 3,5 milioane de euro sau 3,3 milioane de euro făcea o secție de terapie intensivă modernă la Spitalul Neamț cu, au făcut cei de la Durește Viața cu, cred că, 16 sau 17 paturi de terapie intensivă în sistem modular la Spitalul Județean cu niște costuri de aproximativ 2,5 milioane de euro, dacă nu mă înșel eu, aproximativ zic. Nimeni nu știe în momentul ăsta, dar o să aflăm. Au fost bani privați acolo, în fine, dar cu 3,3 milioane de euro, eu zic că se putea face o secție suplimentară de terapie intensivă la Neamț, în sistem modular cu 20-20 ceva de locuri și aveai aici pentru nemțeni la tine acasă în curtea spitalului. Eu am înțeles că totuși se va găsi o rezolvare acum, pentru că acolo, fiind mai rece la noi, la Lescani, sunt tratative acum între piramida lui Cheops și Sphinx să se instaleze un spital modular, că acolo nu e rece. În Egipt, spuneți? În Egipt, da. În Egipt. Am înțeles că s-au purtat discuții la nivel înalt pentru chestia asta. Probabil de asta și vizita domnului președinte în Egipt. Acolo ar merge, pentru că s-ar putea trata turiștii nemțeni care se duc acolo, chiar ar avea și un sens. O bază de tratament. Te duci, ai o bază de tratament într-o zonă turistică. Ar fi chiar o idee de valorificat. Da, adică până la urmă, de ce nu? De ce nu? Dacă am cumpărat ceva ce nu putem folosi, se poate folosi în altă parte, tot pentru nemțeni, prin aleșii lor, de ce nu s-ar putea face și așa? Adică ar trebui să fim mândri de lucrul acesta. Cu aceeași mândrie patriotică și locală și județeană, ca să zic așa, să mergem mai departe. Apropo de probleme, sunteți șeful PNL. Da. Ce ne așteaptă în perioada următoare la nivel național? Așa, din ce ne puteți comunica? Păi, urmează... Asta știm ce urmează. Pe astea le știm. Așa, mai în concret. Mai concret. Pot să vă răspund. Guvern minoritar, guvern cu USR și UDMR, guvern cu PSD, guvern cu PSD și AUR sau guvern PSD? Sunt foarte multe variante. Din punctul meu de vedere, Partidul Național Liberal a guvernat și a făcut-o, eu zic, bine. Sigur, greșelile au fost peste tot, greșeli, numai cine nu muncește nu greșește, dar eu zic că ultimele măsuri, cel puțin în mandatul lui Florin Câțu ca și președinte, eu zic că au fost măsuri ferme, măsuri corecte pentru țară, adică o implicare totală și alocare de fonduri pentru ceea ce înseamnă trecerea prin pandemie, plafonarea prețurilor la gaze naturale și electricitate, pentru că ele se duc înspre dublare, dacă nu chiar spre triplare aceste prețuri și pentru populație sunt niște costuri îngrijorătoare. Și unele dintre ele chiar foarte mari poate să ducă la un colaps al fiecărei om individual sau a fiecărei familii din punct de vedere financiar, adică să-ți aloci, eu știu, salariul sau pensia fiecare într-o zonă foarte crescută, să-ți plătești doar cheltuielile de întreținere pe gaz și curent, nu mai vorbim de celelalte cheltuieli pentru a trăi, pentru subsistență, nu vorbim de alte cheltuieli mai mari. Și zic că aceste măsuri sunt foarte binevenite. Mai departe, sunt convins că Partidul Național Liberal va găsi formula cea mai bună, cea mai corectă, de a face o propunere validă președintelui României și de acolo să se desprindă un guvern în jurul Partidului Național Liberal, susținut probabil și de alte formațiuni politice prin vot în Parlament. Ați avut, am văzut că s-a schimbat un pic abordarea, nu mai apare ca fiind bătută în cuie nominalizarea domnului Florin Câțu. E și o chestie de interpretare a deciziei CCR cu privire la faptul dacă premierul demis poate fi
imediat propus de către președinte același premier. Am reținut cuvântul imediat. Deci, da. Da, deci probabil că va urma o propunere. Dar în urma consultărilor, în mod normal, Partidul Național Liberal, mandatul pe care l-am dat în votul din BEC și în votul din Biroul Politic Național, mandatul dat în unanimitate de către colegi a fost ca președintele partidului să fie și premier. Adică domnul Florin Câțu are susținerea partidului pentru a ocupa în continuare funcția de premier. Sigur, suntem într-o zonă în care acum, dacă urmărim tot ceea ce înseamnă pe de o parte știri naționale, tot ceea ce înseamnă social media, vedem o grămadă de hateri, o mulțime de cetățeni din zona USR, o alții din zona AUR, ca să spun așa, chiar și de adversarul tradițional de la PSD, care atacă în continuu. Și dacă n-ar fi fost suficient și domnul Orban din interior și cu camarela strânsă în jurul său, atacă în continuu pe Florin Câțu și conducea Partidul Național Liberal, ceea ce, din punctul meu de vedere, sunt doar mașinațiuni politice. Da, atacurile astea s-au întețit pentru că se știe că în politică, în momentul în care ai o vulnerabilitate, dacă dai semne de slăbiciune, ești călcat pe cap. Eu consider că România, la momentul ăsta, trecând de sfera politică, pentru că suntem în 2021, mai avem undeva la aproximativ 3 ani de zile până în următoarele alegeri, din care vor fi la termen în 2024, fie că vorbim de alegeri locale, parlamentare sau prezidențiale după caz, România are nevoie de liniște din punct de vedere politic, de maturitate din partea liderilor politici, de a reuși să avem un guvern care să fie eficient, un guvern care se concentreze nu pe o zonă de luptă politică cu nici în interior, nici în exterior, ci un guvern care să se concentreze împreună cu o solidaritate, dacă vreți, parlamentară din partea restului partidelor politice, să guverneze bine și eficient pentru țară, pentru România și pentru români. Asta ar trebui să ne intereseze pe noi toți, că știți cum e? Degeaba urmărim emisiunile televiziunilor centrale sau discutăm pe marginea, e mai bun de la PSD, e mai bun de la PNL sau poate e de la AUR sau poate e doamna Șoșoacă sau poate e domnul Cioloș sau domnul Barna. Interesul a oamenilor de rând și a cea mai mare parte din populație este interesul să vadă ce se întâmplă în această iarnă, cum evoluează economia, cum evoluează prețurile, ce măsuri se iau pentru pandemie, adică trebuie să avem măsuri pentru țară și pentru români și mai puțin luptă politică sterilă. Asta este părerea mea și asta cred că e părerea oricărui om normal. Noi dacă stăm și ne uităm acum, vedem așa. USR-ul spune, vrem să facem guvern cu PNL-ul și cu UDMR-ul, dar în timpul ăsta, scuzați-mi expresia, le-o tragem cât se poate. Păi știți cum e? Știți care e singurul partid care pare responsabil astăzi în România, în totalitate? În afară de PNL, UDMR-ul. Mă rog, deci în afară de PNL, UDMR-ul. Pentru că ei au zis, dom'le, noi guvernăm, vrem să guvernăm, că e nevoie de guvernare. Păi vreau să fac o remarcă vis-a-vis de cei de la USR, foștii colegi de coaliție. Păi nu poți să vii dimineața la servicii în calitate de ministru, să fii partea guvernului Florin Câțu, iar după amiaza, când ești la televiziuni, tocmai să hulești și să înjuri guvernul din care tu însuți faci parte. Sau să o faci din timpul ședinței de guvern pe Facebook. Sau mai grav, din timpul ședinței de guvern pe Facebook. Una la mână, doi la mână, premierul este șeful guvernului. Întotdeauna tu, ca ministru de resort, indiferent de ce minister ocupi, da, trebuie să fii în directă legătură cu premierul României, că deciziile se asumă de către premier. Vedeți, toate deciziile, nu spune nimeni că USR-ul a făcut bine, că a făcut rău, că a greșit sau cine decontează principal guvernarea este premierul, adică Florin Câțu și sigur partidul din care face parte, Partidul Național Liberal. 1, 2, nu poți să vii tu din USR să-mi impui la mine în casă, adică Partidul Național Liberal, cine e bun de ministru la apărare, cine e bun de ministru la sănătate, cine e bun la finanțe, cine e bun de premier, adică nu vii tu să faci alegerea la mine din partid cine e bun să ocupe o funcție, ci tocmai noi, Partidul Național Liberal, mandatăm prin vot cu încredere niște colegi de a ne reprezenta în funcții de ministru și sigur pe președintele partidului de a ne reprezenta în funcția de prim-ministru. Noi nu le-am spus celor de la USR niciodată cine e bun de ministru într-o parte și pe cine trebuie să pună ca să fim noi de acord. Doar premierul a sancționat atunci când au fost derapaje gen Vlad Voiculescu la sănătate sau Stelian la
Justiție, care bloca un proiect care era pentru întreaga țară, Anghel Sani, de peste o lună de zile. Nu vrea să dea aviz. Da. La o investiție de aproximativ la un proiect care înseamnă 10 miliarde de euro, care se vor regăsi direct în standardul de viață, dacă vreți, a fiecarei localități. Apropo de standardul de viață al fiecarei localități, da, haideți să discutăm un pic și subiectul ăsta al banilor dați în județul Neamț. Sigur că da. Pentru că eu m-am uitat pe listă. Da, depinde pe care listă v-ați dat. M-am uitat pe toate listele. A, dacă v-ați dat pe toate listele, inclusiv pe lista aceea cu 6% dați de la Consiliul Județean, despre care s-au uitat. Că acolo au fost primării sunt unii PNL care n-au primit niciun leu. Zero, dar nu a mai durut pe nimeni. Deci atunci s-a uitat lucrul acesta. Iar acum, de exemplu, dacă ar fi să luăm niște cifre și să vedem, doamne, a primit 2.500.000 lei, da? Nu, 2.500.000 lei, comuna Ceahlău. Da. Și toată lumea spune, este o comună liberală. Numai că banii ăștia... Numai că banii ăștia, dacă îmi dați voie, au fost plătiți de Guvernul României pentru tâmpeniile făcute de un primar care nu era la vremea aceea liberal, era PSD-ist în acte, din câte știu eu, că făcea lucrurile cum le făcea, e treaba lui. Dar paguba nu e de 2500 de lei acolo. Acolo e 2500 plus încă vreo 60. 6000. 6.000 și ceva. Aproximativ 6.300. Mii lei, nu 6.000. Lei, adică, da, adică în traducere liberă s-au plătit în cursul anului 2020 63 de miliarde lei vechi. A dat Guvernul României, că... Comunei Ceahlău pentru a plăti baza datoriei, care însemna o datorie la AFIR pe un proiect european, care nu s-a mai realizat sau s-a realizat prost și banii trebuiau plătiți integral înapoi pentru o prostie făcută de un fost primar Șchiopu de prin 2007-2008, adică de 13-14 ani. Una din prostii, da. S-a plătit baza, adică 65 de miliarde, după care, când s-a dus să scoată certificatul fiscal primăria pentru a se duce să depună un proiect pe AFIR, a constatat că la finanțe mai avea o datorie de aproximativ 26 de miliarde, datorie care însemnau penalități la baza celor 65 de miliarde. Și atunci, certificatul fiscal clar s-a eliberat cu datorii și am reușit în prezent, prin Guvernul României, să alocăm suma de 25 de miliarde lei vechi către primăria Ceahlău pentru a putea plăti, că banii azi intră, în aceeași zi ți ia ANAF-ul. Adică se ducă înapoi la Guvernul, rămân banii în comună, dar măcar ai o comună cu datorii zero către bugetul consolidat al statului către Ministerul Fondurilor Europene și ANAF, și acea primărie a Comunei Ceahlău poate să depună oricând de acum încolo proiecte pe AFIR pe fonduri europene. Ca să ții o comună printre cele mai importante din punct de vedere ca obiective a turismului din județul Neamț, cred că e Ceahlău pe primul loc, să ții acea comună Ceahlău de aproximativ 13 ani de zile să nu poată să primească finanțare un euro fond european, asta o condamn la subdezvoltare și mare păcat. A, eu mai remarc ceva și știți că am mai purtat discuția asta. M-aș bucura ca acești bani dați de Guvernul României, măcar acolo, o mică parte să fie recuperați de la cei vinovați. Din păcate... În România, greșelile administrației nu prea sunt plătite. Decât de către stat. Păi, la momentul respectiv, la Comuna Ceahlău, eu nu știu cum s-au derulat lucrurile în anii 2007-2008, dar, din punctul meu de vedere, acel primar trebuia odată trasă răspundere din punct de vedere penal și odată din punct de vedere penal și din punct de vedere financiar trebuiau să îi fie imputați acești bani lui și luați, bineînțeles, cât se puteau, că să plătești 80 de miliarde pe persoană fizică e complicat. Dar ăla să fi simțit, să-și dea casa, să aibă rată pe lună pe care trebuia să-i plătească la stat. Și să facă trafic de mașini legal, nu trafic, cumpărări de mașini în folosul comunității. Ce face el e treaba lui, dar trebuia să răspunde și din punct de vedere penal și din punct de vedere financiar. Da. Să revenim la sume. Deci a fost acea discuție, domne, n-au fost date după criterii care să țină cont de necesitățile localităților. Zice Oana Bulai de la PSD. Este unul dintre liderii PSD-ului și, ca să spun așa,
deci este din Roman, ca și dumneavoastră. Da, diferența dintre mine și distinsa doamnă deputată e că eu stau în Roma, nu stau în Roma. Da, bine, acum asta la București, că e deputat. Și în general, când vine în județ, nu stau la Roma. Așa. Bun. Deci, ea a spus, au trimis și cei de la PSD un fel ea, de comunicat. Ea moare de grijă a Romanului, cum moare de grijă a Vaslui, cam ceva de genul ăsta. Așa. Sau a Caracalului. Vă rog frumos să ne spuneți cum s-au împărțit acești bani în județ. Pentru că dacă scoatem suma asta de 2500 de lei, De la Ceahlău, din dreptul PNL-ului, da? Și scoatem municipiul Piatra Neamț, pe care o să-l discutăm separat, da. Nu știu dacă raportul este atât de devastat. Că a primit și CJ-ul, că și CJ-ul a primit 50 de miliarde. Și a 50 de miliarde CJ-ul, da. Corect. Deci dăm CJ-ul și primăria Piatra Neamț deoparte și ne uităm pe listă. Nu pare așa de disproporționat. Acum să vă spun un lucru. S-a făcut prima alocare bugetară, a făcut-o Consiliul Județean Neamț. Consiliul Județean Neamț care anul 2021 față de anii din urmă s-au împărțit, adică și primarii care aparțin Partidul Național Liberal au primit sume mai consistente decât anii anteriori, când primeau zero. Cu excepția a trei primări. Ceea ce e o normalitate, ca să spun, din punct de vedere instituțional, pe care am apreciat-o într-un sens pozitiv. Mai puțin trei comune care au primit zero, din motive care nu țin de mine, țin de mentalitatea celor de la Consiliul Județean și a celor care au votat în forma respectivă proiectul. N-am zis nimic și niciun coleg de-al meu liberal nu a spus nimic. A venit rectificarea făcută prin Ministerul de Finanțe din cota de 64%, din 14% și din cota de echilibrare pe TVA. Acolo, dacă o să vă uitați și vă dau datele, dacă nu le aveți cumva, dar cred că le aveți, avem. O să vedeți că la acea rectificare făcută în septembrie, cred că 19-20 septembrie, făcută de Guvernul României, acolo o serie întreagă de localități, inclusiv Piatra Neamț, inclusiv CJ-ul și multe alte localități, primesc sume destul de consistente de bani, printre care și municipiul Roman, despre care face referire distinsă doamnă deputat, 2100. Primește 21.260.000.000. Deci primește 21.260.000.000. O sumă destul de consistentă. Dacă ne raportăm la ce a primit sau ce a dat CJ-ul, când CJ-ul a dat-o zero la Roma la momentul ăla, iar restul localităților au luat aproximativ, vorbesc de localitățile cu primari ai Partidului Național Liberal, aproximativ 2 miliarde de lei vechi de localitate. Deci 21 de miliarde la 2, la rectificarea guvernului au primit de 10 ori mai mult romanul. La ultima rectificare, probabil s-a ținut cont, zic probabil pentru că e o împărțire făcută prin Ministerul Dezvoltării, s-a ținut cont de prioritățile fiecărei localități. Într-adevăr, acolo municipiul Roman nu a primit o sumă de bani, dar, repet, cu două săptămâni înainte a primit 21 de miliarde. Adică e o compensare, dacă vreți. Da, este o sumă de bani și aici mai ții cont și de situațiile din fiecare. Exact, iar situația localitate. Care am deschis-o și a zis-o și noastră foarte bine de la acela era o situație de maximă urgență, dacă vreți. Doi la mână, știu că va mai urma o rectificare bugetară undeva în luna noiembrie, jumătatea spre sfârșitul cel maxim al lunii noiembrie, rectificare bugetară care probabil va așeza exact ultimele urgențe până la încheierea anului pentru localitățile Neamț și sigur și municipiul Roman, dacă sunt probleme acolo din punct de vedere financiar, va fi sprijinit fără niciun fel de problemă. Dar eu nu pot să nu remarc așa grija de peste noapte deodată a doi cetățeni. Un cetățean de la Giurgiu, poposit pe aici vremelnic prin județul Neamț, îl cheamă Răzvan Cuc, care moare de grijă la ceea ce se întâmplă prin Neamț de vreo câteva zile, ceea ce se întâmplă pe la spitale, pe la DSP, cum se organizează, nu știu ce concurs, pe la spital, ce se mai întâmplă pe la Piatra Neamț, propune tot felul de năzdrăvănii de tip referendum. Misterul care? Că se interesează brusc. Păi, an de zile simte miros de an de zile guvernare. Nu s-a interesat și acum deodată a început să-i pese lui domnul Cuc de pe la Giurgiu, un venetic notoriu venit la noi în Neamț, așa, sub oblăduirea lui Ionel Arsene, a început să intereseze și dea cu părerea despre Piatra Neamț, ceea ce mi se pare ridicol. Doi la mână, încă o doamnă sau domnișoară, nu mai știu acum statutul social a doamnei Bulai, deodată moare de, și e foarte pasionată de ceea ce se întâmplă în municipiul Roman, dar ani de zile, cred că ultimii 15-20 de ani, nu a interesat-o de Roman, repet, cum mă interesează pe mine de Caracal. Deodată a devenit ea brusc
foarte, foarte interesată, dar să pună mâna să se uite pe HG-urile date de guvern, că un parlamentar trebuie să fie în rezonanță tot timpul, să vadă ce apare prin monitor oficial, ce hotărâri de guvern se dau pentru a le pune în aplicare sau a le critica după caz și după ce se documentează bine să iasă să vorbească prin intermediul presei celor din NAMS, celor din Roman sau cui vrea. Dar un om care a produs zero pentru Roman mi se pare așa ușor ridicol să-ți dai cu părerea despre soarta romașcanilor. Bun. Piatra NAMS. Mai e o inepție acolo. Adică nu e inepție, e o chestie așa antagonică. Adică să te îmbraci cu ținute de mii de euro, așa cum vedem prin editorialele pe care ne-au obișnuit Ana Bulai pe Facebook, cu haine de firmă extrem de scumpe, așa, și te duci în cartierele mărginașe sau sărace ale municipiului Roman să le povestești oameni de social-democrație și cum e ajuns tu, iar ăia nu, poate nu au mașina sau nu au în casă cât valorează hainele de pe tine, iarăși mi se pare așa, o chestie măcar de bun simț. Da, asta e politica, știți? Păi n-are o bătrână pensie cât dă Oana Bulai pe o coafură și pe manicură. Hai ce naibă. E ipocrizie. Suntem social-democrați, cinstiți și corecți și sufletul în rai. Asta e o brăznicie politică. Bun. Am dat un exemplu aici cu Comuna Ceahlău, cu banii pentru un proiect european, mă rog, placat. Asta a fost. Piatra Neamțu a primit 5.000 de lei. 50 de miliarde de lei. 50 de miliarde de lei. 5.000 de mii de lei. Plus încă 4, aproape încă 5.000 de mii de lei, adică încă 50 de miliarde la banii pentru... Da. Dar 100 de miliarde. Da, deci 100 de miliarde. Situația financiară a orașului se cunoaște, a municipiului se cunoaște. Păi aproximativ peste 56% din veniturile municipiului Piatra Neamț se duc pe plata dobânzi și penalități și datorii actare de împrumuturi. În momentul acesta sunt în derulare câteva proiecte europene care ar trebui să se încheie până în 31 decembrie, cam așa. Hai să spunem că se mai obțin niște derogări, deși e puțin probabil. E posibil. Da. Se poate, dar, mă rog, jumătate de an, cât o fi acolo. Dar am înțeles că aceste proiecte sunt legate între ele toate. Interconectate, da. Interconectate. Și dacă unul pică tot, adică toți banii aceia, peste 130... 130 de milioane de lei, asta însemnând aproximativ 25 de milioane de euro. Deci, ne putem trezi într-o asemenea situație? Eu sper că nu. Pe scurt, aici, ca și ca să ridicați dumneavoastră subiectul de legătură cu proiectele pe mobilitate urbană, sunt un număr de, cred că, 7 proiecte în total, interconectate între ele. Ce este important de reținut și pentru telespectatorii dumneavoastră e următorul aspect. Sunt 3 tronsoane, 3 coridoare de rutiere din Piatra Neamț, în care se reface carosabilul, se reface, mergem pe partea de semaforizare și iluminat public pe zonă de inteligentă, mergem pe refacere, infrastructură și pietonală, o componentă mai largă, ceea ce e bine. Dar ca să intervii pe acel sector de drum, dacă vezi bulevardul Decebal, dacă vreți, avem primăria Piatra Neamț are obligația să schimbe tot ceea ce înseamnă canalizare și... Am și uitat de asta. Păi da, e important. Tot ceea ce înseamnă sistem de canalizare și de apă. Pentru că intrăm pe proiectul european, după aia 5 ani de zile nu mai ai voie să intervii, să spargi practic trotuarele sau după caz strada. Și atunci avizul dat de către Agenția de Protecție a Mediului și de cei de la APA Serv e cu înlocuirea înainte de implementarea proiectului a conductelor de apă și canalizare, ceea ce înseamnă kilometri întregi de conductă, apă și canal, ceea ce înseamnă milioane de euro investiții. Asta e investiție care trebuie să o facă musai primăria. Nu poate să o facă altcineva. Asta nu se decontează pe fonduri europene, trebuie să o facă primăria și să o facă urgent, pentru că ulterior, după ce au SF proiectare, identificare sursă financiară, trebuie să scoată la licitație înlocuirea țevilor, după care, după execuția acestei lucrări, să scoată la licitație, practic, proiectele din asta de asfaltare. Asta durează cel puțin numai partea de proiectare. Ei, nu neapărat, nu.
Nu are de ce să dureze un an. Înțeleg că are APASERV deja făcută proiectare și există o înțelegere la momentul discutăm. Au pentru proiectul pe care încă nu l-au accesat. Exact, și vor preda partea acestui proiect către primărie ca primăria să poată să facă pașii mai rapizi. Dar suntem strânși și legați și de timp. Asta înseamnă că 2021, cât a mai rămas, și 2022 obligatoriu, trebuie să ai SF, proiect, licitație executată, sursă de finanțare care trebuie identificată, e foarte important, plus execuție lucrări pe schimbări, apă și canalizare. După care să vii cu restul. După care vii, intri în licitație imediat și vii cu partea de asfaltare. Ceea ce trebuie să ne încadrăm până primăria Piatra Neamț trebuie să încadreze până la sfârșitul lui 2023 decembrie. Doi la mână, mai e nevoie de bani pentru că proiectele pe finanțare europeană nu se pot ajusta prețul la standardul de cost actual. Încă nu s-au ajustat, da. Păi nu, nici nu se poate. De ce? Că nu se poate, se pot doar la proiectele pe bani guvernamental sau pe bani locali. Aoleu. La proiectele pe bani europeni nu se pot ajusta. Și atunci trebuie să pui tu banii. Și atunci standardul de cost a crescut pentru că a fost o licitație deja. Acolo, nu știu, poate n-a explicat foarte corect domnul primar sau foarte pe înțelesul tuturor, pentru că... Sau nu i s-a explicat lui. Nu știu, o fi și varianta asta, pentru că de ce n-ave participat nimeni la licitație? Licitația este subevoluată la momentul ăsta. Pentru că proiectele sunt făcute 2018-19, cu standardul de cost a materialelor de atunci și a prețurilor de atunci, astăzi prețurile cred că s-au aproape dublat la materiale de construcție și forță de muncă. Și atunci, nemai putând umbla la proiectul european, la valoarea de acolo, trebuie să umbli la valoarea de cofinanțare pe care o are primăria. Și de acolo trebuie să o încarci cu aproximativ 10%, dacă nu mă înșel eu. Păi suntem acum la 30 aproape, mai punem 10. De unde bani? Plus banii pentru țevi? Păi de asta spun, trebuie identificate surse de finanțare rapid pentru municipiul Piatra Neamț. Adică Piatra Neamț are nevoie în următorii 2 ani, cred că undeva la, doar pe aceste lucruri, cred că are undeva nevoie la 10 milioane de euro, dacă nu mai mult. Mai mult. Doar pentru aceste lucrări. Mai e al treilea aspect. Se desfințează locuri de parcare. Primăria și primarul au în vedere de a identifica oportunități de spațiu pentru a crea locuri de parcare moderne cu, înțeleg, o parcare, mi-a arătat-o și mie domnul primar, e undeva cu 10 locuri, e robotizată, arată foarte ok. Mașina e siguranță, e păzită, chiar arată foarte bine. Doar că un loc de tipul celui propus de domnul primar e undeva la 5.000 de euro. Un loc de parcare unde între 10 mașini, teoretic, standardul de cost ar fi de 50-60.000 de euro. Ori la câteva sute de locuri, spre 1.000, înțeleg, de număr de parcări care vor fi desfințate și trebuie reînființate. Să sparie gândul, domnul prefect. Poftim? Să sparie gândul, cum spunea cronicarul. Da. Îți mai trebuie și acolo, vorbim de o investiție de aproximativ 5-6 milioane de euro. Deci tot ce am însumat eu până acum, într-un calcul sigur nu e un calcul exact, e un calcul teoretic, ca să zic așa, probabilistic, cred că primăria Piatra Neamț să aibă nevoie de o infuzie de capital de 15, poate chiar 20 de milioane de euro pentru a finaliza aceste proiecte și a schimba, zic eu, un bine și fața orașului. Și acum să vorbim. Și primăria chiar are nevoie de banii ăștia. Trebuie să găsească și Andrei, și ajutat domnul primar Andrei Carabelea, și de factorul politic, și de factorii guvernamentali, de a reuși să treacă peste această provocare. Din banii ăștia care au venit acum sunt cumva ceva din ce ați discutat? Nu știu cum am împărțit, vă spun sincer. Noi am dat, am înțeles că va fi o conferință de presă astăzi în care să spun. Nu m-am sfătuit nici nu am discutat cu domnul primar cum sau cum alocă respectivii bani care au venit. Am înțeles. Oricum, situația nu e foarte... Va depune două dintre cele trei străzi coridoare de mobilitate urbană, pe două cele mai mari va depune proiecte pe Anghel Salini pentru a primi finanțare, apă și canalizare, înlocuire rețele. Și acolo cred că va avea sprijin garantat pentru a-și rezolva acest obiectiv. Da. Să vedem ce va urma, pentru că dacă nu există sprijin de la guvern, alte surse de finanțare, să fim cinstiți, nu mai pot fi. Pe gradul de îndatorare e maxim. Este depășit cu mult. Pentru da, nici nu se mai poate îndatora. Pentru că aici avem și o chestie interesantă, eu n-am înțeles-o, poate o să ne explice domnul primar. Am mai luat un împrumut de la bancă pentru proiecte europene, că asta nu intră în îndatorare. Și acum nu mai putem lua de la trezorerie, cred că dobânda e un pic mai mică. Da.
nu înțeleg de ce s-a ales varianta... Trebuie să refinanțeze ceva, nu știu nu înțeleg de ce au ales varianta băncii, dar probabil că acolo sunt oameni care se pricep foarte bine la, de principiu așa la industria asta bancară, așa, creditelor. Primăria Piatra Neamț are o experiență, având și un city manager care a fost director de bancă, domnul Pușcașul, la un moment dat. Deci au o experiență în credite, lucru pe care îl simțim și noi în tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Domnul prefect, sincer să fiu, nu prea aș vrea să fiu prefect în județul Neamț în perioada asta. De ce? Nu-mi place așa. Să aveți un spital, să aveți spitalele pline, bani, să fie nevoie atât de mulți, să avem probleme și de alt tip. Ei, oamenii se căresc când au de probleme, așa, când, doar când e mai simplu și mai bine, e... Ok, dar te călești și te înveți cu lucrurile mai deosebite atunci când sunt momente critice, momente grave. Bun. Adică din 2019 și până în prezent, de când sunt prefect și am trecut prin tot ceea ce însemna pandemie, până acum și sigur trecem în continuare, pot să zic că, bine, n-am ajuns la nivelul clar a unui doctor și aici vreau să punctez ceva la urmă, dar am ajuns să mă pricep foarte, foarte bine, vrând nevrând, la medicină și la tot ceea ce înseamnă zona asta de coronavirus. Circuite medicale. Am ajuns să învăț lucruri care n-aș fi crezut vreodată că le voi învăța și plus să lucrez în echipă și să lucrez tot timpul, să zic așa, sub presiunea sănătății publice și a gestiona problema sănătății publice. E o provocare, dar înveți și foarte multe lucruri și eu zic că și eu și cea mai mare parte a colegilor din Comitetul Județean de Situații de Urgență, ne-am făcut și ne facem bine treaba și cu responsabilitate. Apropo, am văzut un material simpatic undeva, nu știu în ce județ, că nu mai țin minte. Ședințele Comitetului Județean de Urgență se fac online și la noi sau se fac și în format fizic? De formatul cel mare a Comitetului Județean de Situații de Urgență, sunt aproximativ, cred că 25-30 de instituții, de directori de instituții care participă. De când cu pandemia, participăm la ședințe în mod obligatoriu cei care suntem direct în miezul problemei, adică tot ceea ce înseamnă cadrele Ministerului Afacerilor Interne, poliție, jandarmerie, ISU, prefect. Deci, se întâlne, vă întâlniți obligatoriu, fizic. Sigur, 100%. Da. Nu, că în alte județe am văzut că se discută. Direcția numai... Sănătate Publică, Inspectoratul Școlar Județean sau, după caz, când mai sunt probleme și alte instituții. După care, în baza discuțiilor, se produce referatul care stă la baza adoptării unui proiect de Comitet Județean de Situații de Urgență, după care hotărârea, practic, este supusă într-un grup de WhatsApp votului și validării tuturor membrilor CJSU. După ce votează toți, după aia o semnăm și o remitem și presii și produce efecte. Vreau să spuneți ceva despre doctor sau pentru doctor? Da, vreau să spun ceva în legătură cu, și zic eu că e important, în legătură cu ceea ce se întâmplă acum în valul 4 cu coronavirusul. Este foarte important pentru toți cetățenii să conștientizăm că în România, în lume, doctorul ne dă o părere atunci când suntem bolnavi sau când ne confruntăm cu o problemă medicală. Inginerul dă o soluție tehnică, avocatul o soluție juridică, finanțistul o soluție financiară. Este foarte important să avem încredere în doctori, în ceea ce spun doctorii, iar doctorii spun să ne vaccinăm. Vreau să vă spun că aproximativ 1% dintre cei vaccinați au avut probleme să mai ajungă în spital. Restul, 99% sau 98% din persoanele care ajung la ATI cu probleme medicale grave, severe sau care ajung în spitale, sunt persoane nevaccinate. Este foarte important să ne vaccinăm. Nu mai credeți, oameni buni, în teoriile de pe Facebook, de pe toate rețelele de socializare, de toate poveștile și teoriile inventate de Șoșoacă și de oameni de tip Șoșoacă sau de cei de Simion, de Laur, nu sunt doctori și nu au habar despre ce e vorba. Fac doar politică pentru a atrage voturi, pentru a atrage o zonă de favorabilitate a unor oameni care, din păcate, gândesc mai puțin și fac mult rău prin ceea ce fac. În toate țările civilizate din Norvegia, Danemarca, Germania, Italia, Spania, Portugalia, 80-90% din populație s-a vaccinat. Nimeni nu vrea să omoare populația, nimeni nu vrea să facă rău propriului popor, dar condiția de a trece prin boală și de a scăpa de acest val 4 și de valurile care poate vor urma, soluția recunoscută la nivel mondial este soluția vaccinării. Nu mai credeți în Facebook,
orientați-vă și luați-vă păreri pro sau contra, cum vreți dumneavoastră, de la specialiști, adică de la doctori, și faceți ce spun doctorii. Pentru că dacă ne doare măseaua, domnul Bărănescu, sau dacă avem o problemă medicală alta decât coronavirusul, unde mergem? Clar, mergem la doctor, nu merg la mătușa la piață să o întreb ce fac dacă mă doare în stânga măseaua sau dacă mă doare, nu știu, altceva, sau că mi-am rupt mâna, nu stau eu acasă să mă tratez la un inginer sau să mă tratez pe Facebook, să citesc pe Facebook cum să-mi repar mâna, ci mă duc la doctor, la ortoped și mă face bine după caz. O să vă spun că mai există un tratament la măsea, ca să citesc un clasic în viață. Se poate folosi și un medicament numit Ghebulă, dar o să vă spun după emisiune despre ce este vorba. Este foarte important să ne vaccinăm, nu că vor politicienii, ci pentru că asta e soluția normală, să ne vaccinăm. Stăteam de vorbă vineri cu un amic care pleca de foarte mulți ani din Piatra Neamț, locuitor de altfel. E plecat de peste 20 ceva de ani din Piatra, a lucrat în foarte multe țări pe mapa mondului, acum lucrează în Norvegia pentru o firmă foarte mare norvegiană. Și a întrebat, domnule, cum e Norvegia? Cum se întâmplă? Că m-am uitat și eu pe statistici și Norvegia are 90% din populație vaccinată. Și a spus, în Norvegia nu există decât ce spune doctorul. Adică te duci la doctor, dacă doctorul a recomandat că vaccinul e bun, nu se mai discută. Adică dacă m-am dus la specialist și mi-a zis, domnule, e bine așa, e clar, nu mai discutăm. Bun. Dar nu ne uităm pe Facebook. Eu știu cine scrie pe Facebook. În spatele unui cont de Facebook poate să fie un cont fake, poate să fie un cont de manipulare. Poate nici nu există persoana despre care se scrie. Acum pe Facebook e o dezinformare totală. Oricine poate să facă un cont, să zică în spatele contului și pune o poză cu un doctor și să spună că e și doctor. Și da, prezintă tot felul de statistici mincinoase, de tip fake news, antivaccinare. Ori soluția, în mod clar, e cea care nu o spun eu, o spun doctorii. Și am întrebat doctorul înainte să mă vaccinez sau nu. Și mi-a zis, clar, 100% să vă vaccinați. Da, domnul prefect, așa este. Deci... Am vrut să mă vaccinez cu doza 3, nu m-am vaccinat cu doza 3, am vrut să mă duc vineri. N-am reușit pentru că sunt ușor răcit. Și mi-a zis, mai așteptăm câteva zile să vă treacă răceala. Am înțeles. Aveți dreptate cu vaccinul. Acum eu vreau să vă spun că, apropo de țările astea, de ratele mari de vaccinare, există încă o deosebire care e fundamentală față de noi. Acolo populația are încredere în doctor, da, și în autoritate, în general, în autoritatea statului. Da, la și noi, civilizați oamenii. La noi, autoritatea statului a scăzut, încrederea în autoritatea statului a scăzut foarte mult, nu de acum, ci de o bună perioadă de timp. Eu pot fi de acord cu dumneavoastră, dar nu au autoritatea statului, că eu nu mă vaccinez cu... Vreau să vă spun ca mentalitate. Ca mentalitate sunt de acord. Eu nu mă vaccinez dacă îl văd pe X politician sau premier sau ce-o fi el că se vaccinează. Nu de acolo îmi iau curajul de a mă vaccina sau nu de acolo îmi iau gândul, domnule, e corect ceea ce fac, ci de la doctor. Absolut. Că nici premierul României, nici oricare alt politician sau mulți dintre politicieni nu sunt doctori. Dar mă duc la doctor și întreb, domnule, e bine ce fac sau e rău ce fac? Și mai e ceva. 90% sau 100%, cum zicau portughezii pe un anumit segment de populație, se ajunge în momentul în care și medicii și asistenții medicali sunt vaccinați. Corect. Deci se ajunge și când... Noi am ajuns în România astăzi, din păcate, știți că era o vorbă, că tot românul se pricepe la fotbal și la politică, adică... Și la femei, foarte să... bine. Deci, acolo, nu știu, acolo depinde cum vreți. Dacă întrebați pe ele o serie, e mai mult altfel. Mă rog, asta a spus-o dumneavoastră, eu nu pot să spun. Adică nu toată lumea se pricepe. Asta ca să fie ușor răutăcios. Dar acum toată lumea... Da, dar există alternative. Adică... Da, există alternativă, clar. Dar acum toată lumea e specialistă și în COVID. La ce e bine, la ce e rău? Păi ajunseseră unii oameni să spună, și pe asta și eu de vreo cu mulți, că a ajuns să fie bine să luăm pastile de invertermin, adică un tratament dat la animale, să luăm. Adică nu se poate așa ceva, nu se poate așa ceva. Da. Domnul prefect, vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Închei cu un mulțumesc mesaj. Mulțumesc și eu de invitație. Închei cu un mesaj de la un ascultător. Rugați-l pe domnul prefect, nu știu dacă intră în atribuțiunile sale, să trimită oameni în școli, să vadă dacă există săpun, dezinfectați, hârtie igienică și alte asemenea lucruri. Am să rug de SPO. Da, ca să verifice, nu precizează doamna în ce școli, dar, mă rog, asta poate chiar ar fi o idee. Da. Chiar ar fi o idee de urmărit, pentru că decontări se fac pe dezinfectanți, hârtie igienică și
alte asemenea. Să spun o chestie, foarte mișto, care am văzut că se fac și o practică cei din București, chiar închei aici, cu nebulizatoare. Chiar am vorbit cu domnul primar Ciucu de la sectorul 6. Acolo au cumpărat și achiziționat nebulizatoare pentru școli. Nebulizatoare care vin cu biocide, da? Îi lași între 5 și 10 minute în fiecare, după amiază sau seara, când camera, încăperea e liberă. Și acolo ai și o dezinfectare și pe suprafețe, da? Și pe aer. Adică copilul când se duce a doua zi la școală, cât și cadrul didactic, are siguranța că lucrează într-un mediu protejat, în care nu doar de coronavirus, ci de orice altă infecție sau boală, răceală sau gripă. A, vine colegul de clasă care îl lasă părintele să vină la școală răcit deja și împrăște răceala, aia nu ai ce să-i faci. Dar în rest, dacă nu am un copil răcit în acea clasă, practic din mediul respectiv în care petrec 4-5 ore, riscul de a mă îmbolnăvi este zero. Cred că asta e destul de scumpă din ce a explicat domnul primar de la sectorul 6. Nu e exagerat de scumpă încât să nu-și permită și primarii din zona Neamțului, dar e o alternativă medicală și tehnică, dacă vreți, foarte mișto. Aici chiar încheiem că am depășit timpul alocat emisiunii. Mulțumesc de invitație. Vă mulțumim și vă mai așteptăm. Sperăm ca în emisiunile următoare să discutăm lucruri mai plăcute. Cu drag oricând. La revedere, oameni buni, numai bine.